ce o voi asculta, așa să se ajute Dumnezeu. Când am nevoie, pe genunchi rugăciunile vă căuta. Vocea Lui, vocea Lui se aude, mă îndă arde plin și bucurii. Este vocea taină, siguranță, siguranță, și o voi asculta zi de zi. Vocea Lui e un tur mare și puternic. Și puternic m-a desprins de tot ce e pământesc. Vorbește vântului mări învolburate, taci, spune Marie. Vântului mări învolburate, fără gură. Când aud vocea Lui, mă liniștesc. Vocea Lui, vorbească Domnul și seara asta. Siguranță. Siguranță, și o voi asculta zi de zi. Vocea Lui se aude, mi-am dă har de plin și bucurii. Este vocea care-mi dă siguranță, și o voi asculta zi de zi. Și înainte de a spune Tatăl nostru, haideți să mai cântăm o cântare simplă, o strofă, da? Pentru că dacă vocea Lui să se aude, trebuie ca să fie pregătit și ogorul inimii noastre. De aceea să ne rugăm în această seară cu această cântare, pregătește-mi inima, Doamne, pentru cuvânt. Amin. Sfânt și curat, cu mulțumire trăim pentru Tine. Te iubesc, Iisus. Te iubesc, Iisus. Fii lăudat. Fii lăudat. Simplu, haide. Să zicem Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-ți-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Căci a Ta este împărăția și puterea și slava în veci. Amin. Slăviți să fie numele Domnului. Vă invit, preaiubiților, să deschideți Scriptura împreună cu mine
În Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 12, să citim începând cu versetul 1 până la versetul 17, paginile biblice 1070, respectiv 1071. Faptele Apostolilor, capitolul 12, citim cuvântul Domnului începând cu versetul 1 până la versetul 17, paginile biblice 1070, respectiv 1071. Cam pe aceeași vreme, împăratul Irod a pus mâine pe unii din biserică pentru ca să-i chinuiesc și a ucis cu sabia pe Iacov, fratele lui Ioan. Când a văzut că lucrul acesta place iudeilor, a mai pus mâna și pe Petru, erau zilele prasnicului azimelor. După ce l-a prins și l-a băgat în temniță, l-a pus sub paza patru cete de câte patru stași, cu gând ca după pas să-l scoată înaintea norodului. Deci Petru era păzit în temniță și biserica nu înceta să înalțe rugăciuni către Dumnezeu pentru el. În noaptea zilei, când avea de gând Irod să-l înfățișeze la judecată, Petru dormea între doi ostași, legat de mâini cu două lanțuri și niște păzitori păzeau temnița la ușă. Și iată, un înger al Domnului a stat lângă el pe neașteptat și o lumină a strălucit în temniță. Îngerul a deșteptat pe Petru lovindu-l în coastă și a zis, scoală-te, iute, lanțurile i-au căzut jos de pe mâini. Apoi îngerul i-a zis, încinge-te și leagă-ți încălțămintea. Și el a făcut așa. Îngerul i-a mai zis, îmbracă-te în haină și vină după mine. Petru a ieșit afară și a mers după el, fără să știe dacă ce făcea îngerul este adevărat. I se părea că are o vedenie. După ce au trecut de straja întâi și a doua, au ajuns la poartă de fer care dă în cetate și a li s-a deschis singură. Au ieșit și au trecut într-o uliță. Îndată, îngerul a plecat de lângă el. Când și-a venit, Petru în fire a zis, acum văd cu adevărat că Domnul a trimis pe îngerul său și m-a scăpat din mâna lui Irod și de la tot ce aștepta poporul iudeu. După ce și-a dat bine seama de cele întâmplate, s-a îndreptat spre casa Mariei, mama lui Ioan, zi și Marcu, unde erau adunați mulți la oaltă și se rugau. A bătut la ușa care dădea în pridvor și o slujnică numită Roda a venit să vadă cine e. A cunoscut glasul lui Petru și, de bucurie, în loc să deschidă, a alergat înăuntru să dea de veste că Petru stă înaintea porții. Ești nebună, i-au zis ei, dar ea stăruia și spunea că el este. Ei, dimpotrivă, ziceau, este îngerul lui. Petru însă bătea mereu. Au deschis și au rămas încremeniți când l-au văzut. Petru le-a făcut semn cu mâna să tacă și le-a istorisit cum îl scosese Domnul din temniță. Amin. Vă rog să vă așezați. Cuvântul pe care doresc să vă împărtășesc în seara aceasta din partea Domnului se intitulează Punct și de la capăt. Punct și de la capăt. Sunt convins că fiecare dintre noi avem nevoie, în anumite momentele vieții noastre, să punem punct trecutului nostru în ceea ce privește profesia noastră, dar mai ales în ceea ce privește relația noastră cu Dumnezeu. Să punem punct la ceea ce înseamnă trecutul nostru ca să putem să luăm de la capăt, să avem parte de un nou început și în munca noastră, dar mai ales în relația noastră cu Dumnezeu. Așadar, punct și de la capăt, punct și de la capăt. Dacă îți dorești să pui punct trecutului păcătos și să poți să ai parte de un nou început, să o iei de la capăt, fii sigur, rugăciunea contează. Fii convins, trecutul nu dictează viitorul și, în fine, până mai miști, mai ai o șansă. Așadar, punct și de la capăt, punct și de la capăt. Fii sigur, rugăciunea contează. Fii sigur, rugăciunea contează. Petru era păzit în temniță, ne spune Evanghelia, și biserica nu înceta să înalțe rugăciuni către Dumnezeu pentru el. În noaptea zilei, când avea de gând Irod să-l înfățișeze la judecată, Petru dormea între doi ostași, legat de mâini cu două lanțuri și niște păzitori păzeau temnița la ușă. Și iată, un înger al Domnului sta lângă el pe neașteptate și o lumină a strălucit în temniță. Îngerul a deșteptat pe Petru, lovindu-l în coastă și a zis, scoală-te, iute. Lanțurile i-au căzut jos de pe mâini. Apoi îngerul i-a zis, încinge-te și leagă-ți încălțămintea. Și el a făcut așa. Îngerul i-a mai zis, îmbracă-te în haină și vină după mine. Petru a ieșit afară și a mers după el fără să știe dacă ce făcea îngerul este adevărat. I se părea că are o vedenie. După ce au trecut de straja întâi și a doua, au ajuns la poarta care dă în cetate. Și ea li s-a deschis singură. Au ieșit și au trecut într-o uliță. Îndată îngerul a plecat de lângă el. Când și-a venit Petru în fire, a zis, acum văd cu adevărat că Domnul a trimis pe îngerul său și m-a scăpat din mâna lui Irod și de la tot ce aștepta poporul iudeu. Petru este la un pas de moarte. Irod i-a plănuit asasinarea. Este păzit în temniță, în următoarea zi are să fie decapitat. Și toate acestea ca să încânte poporul iudeu care nu credea în Domnul Hristos ca fiind Mesia cel făgăduit în scrierile Vechiului Testament. Petru este păzit de 16 soldați, soldați bine pregătiți în război, soldați serioși. Omenește vorbind, situația lui Petru era fără de ieșire. Irod este gata să-l asasineze. Soldații îl păzesc.
El este închis în temniță, nicio șansă de evadare. Cu toate acestea, biserica se roagă ca Dumnezeu să-l elibereze pe Petru. Și Dumnezeu face o minune extraordinară, îl eliberează pe Petru. În pofida faptului că Irod este gata și hotărât, fer convins că are să-l ucidă în următoarea zi. Cu toate că este păzit de 16 soldați, cu toate care de face cu o armată foarte serioasă, cu o pușcărie foarte serioasă, Irod va constata în cele din urmă că soldații lui și planurile lui eșuează. Pentru că Dumnezeu face o minune, îl eliberează pe apostolul Petru. În momentul acela, Petru înțelege un lucru foarte important și anume, rugăciunea contează. Mai mult, biserica primară înțelege acest aspect atât de important și anume, rugăciunea contează. Frați și surori, dragi prieteni, dacă vrem să punem punct și să o luăm de la capăt, este nevoie să avem această convingere de plină și anume, rugăciunea contează. Fii convins, rugăciunea contează. De aceea, roagă-te lui Dumnezeu, iubește rugăciunea, aleargă la rugăciune. De ce este importantă rugăciunea? Pentru că prin rugăciune noi vorbim lui Dumnezeu. Vedeți dumneavoastră, rugăciunea nu este tot una cu a merge pe stradă și a vorbi de unul singur. Rugăciunea nu este tot una cu a te despovăra sufletește, să ne despovărăm sufletește. Rugăciunea nu este tot una cu a merge înaintea unui pom și a-i spune tot ce ai pe suflet și în felul acesta să te liniștești. Rugăciunea nu este tot una cu a merge în fața unui om și să te despovărezi înaintea lui spunându-i ceea ce te apasă. Nu, ci rugăciune este mult mai mult. Prin rugăciune, eu cu dumneata, îi vorbim lui Dumnezeu. Rugăciune este modul în care noi oamenii ne adresăm lui Dumnezeu, modul în care avem părtășie cu Dumnezeu. Fii convins de acest lucru, prin rugăciune îi vorbești lui Dumnezeu. Întotdeauna însă, rugăciunea trebuie rostită în numele Domnului Hristos. Rugăciunea care ajunge în prezența lui Dumnezeu, care mișcă inima și mâna lui Dumnezeu, este o rugăciune rostită în numele Domnului Hristos. Pentru că toți suntem în sezonul magnificilor. S-ar putea să avem o părere magnifică despre noi, foarte bună, suntem oameni extraordinari, pocăiți, deștepți, descurcăreți și poate avem impresia că ne putem ruga lui Dumnezeu în baza meritelor noastre personale. Nu avem cum să stăm în prezența lui Dumnezeu totalmente și sfânt și drept, în baza realizărilor noastre personale. Când venim înainte lui Dumnezeu în rugăciune, ne rugăm în numele Domnului Hristos, adică bazați pe meritele, pe jertfa Domnului Hristos. Nu putem să ne rugăm, de pildă, în numele tatălui nostru, a mamei noastre, a bunicului care era cândva cu frică de Dumnezeu, a vecinului care nu pleasă-mă pe Dumnezeu, a celui care dă dărnicie, a unui pastor sau unui preot, a unui sfânt, a unui apostol sau chiar a mamei Domnului Hristos. Când ne rugăm, noi trebuie să ne rugăm în numele Domnului Hristos, pentru că numai prin El putem să stăm față în față cu Dumnezeu. Prin rugăciune, noi oamenii îi vorbim lui Dumnezeu, dar întotdeauna rugăciunea trebuie rostită în numele Domnului Hristos. Adică, bazați nu pe meritele noastre, nu pe meritele semenilor noștri, indiferent cât de virtuos sunt ei, ci bazați numai și numai pe meritele Domnului Hristos. Un alt lucru important în rugăciune este sinceritatea. Vine într-o zi la mine o întâlnă și îmi spune, frate, dar aș vrea să mă ajut să compun o rugăciune adevărată. M-am uitat la el și am spus, ce înțelegi printr-o rugăciune adevărată? Fără nicio ezitare, îmi spune în felul următor, rugăciune adevărată, adică vreau să-L pun pe Dumnezeu în uimire. Dumnezeu nu este atât de preocupat de frazarea noastră, de teatralitatea noastră, de felul în care mimăm rugăciunea, ci Dumnezeu este preocupat de sinceritatea noastră. Pe Dumnezeu nu-L impresionează privirea sau auzul, ci pe Dumnezeu îl impresionează inima sinceră. Întotdeauna sinceritatea este extrem, extrem de importantă. Dumnezeu nu poate fi păcălit, nu ne putem ascunde de Dumnezeul nostru, El ne cunoaște în totul, totului tot. Pentru Dumnezeu este foarte important să fim sinceri în rugăciune. Am eșuat spiritual. Să ne recunoaștem păcătoșenia, să ne mărturisim păcatul. Ne dorim un lucru, să spunem, Doamne, asta este dorința mea. Nu știu cum ți se pare ție, dar asta mi-aș dori eu. Dumnezeu este interesat de sinceritatea noastră. Rugăciunea care îi este plăcută lui Dumnezeu este o rugăciune sinceră. Cât de frumos spunea filozoful irlandez C.S. Lewis, rugăciunea care trebuie să preceadă orice altă rugăciune este fie ca eu cel adevărat să vorbesc, fie ca tu cel adevărat să fii acela căruia îi vorbesc. În rugăciune este foarte important să fii sincer cu Dumnezeu. Dar iubitul meu, rugăciunea este extrem de importantă. Prin rugăciune îi vorbești lui Dumnezeu. Rugăciunea trebuie adresată lui Dumnezeu în numele Domnului Hristos, dar în rugăciune este importantă sinceritatea. Să nu fim oameni cu două fețe, oameni care una gândim și alta rostim în prezența Domnului, să fim noi înșine atunci când stăm față în față cu Dumnezeu în rugăciune. Un alt lucru important în rugăciune este umilința. Spunea cineva odată că a avut o luptă serioasă, zdravănă cu Dumnezeu. Și întrebarea a fost, cum te-ai luptat tu cu Dumnezeu în rugăciune? L-am luat pe Dumnezeu, zice, de piept și am dat el de toți pereții. Frați și surori, dragi prieteni, nu asta este abordarea corectă în relație cu Dumnezeu. Întotdeauna când ne rugăm, noi trebuie să fim convinși de faptul că Dumnezeu este sfânt, că noi suntem oameni, că Dumnezeu este atotputernic, că noi suntem finiți. Întotdeauna în rugăciune trebuie să fie prezent respectul. Rogă-te cu umilință înaintea lui Dumnezeu.
Rugăciunea este foarte importantă, dar rogă-te cu sinceritate, rogă-te cu umilință, fii pe deplin convins de faptul că Dumnezeu este măreț. Niciodată nu pierde din vedere acest lucru, cine este Dumnezeu și cine sunt eu, cine ești Dumneata. Întotdeauna trebuie să ne rugăm cu aceste cuvinte, să ne încheiem rugăciunea. Doamne, facă-se voia Ta. Nu voia noastră, ci voia Ta. În felul acesta recunoaștem autoritatea lui Dumnezeu. Preiubiții mei, contează rugăciunea? Este important să ne rugăm? Putem să rezolvăm ceva prin rugăciune? Prin rugăciune primim răspuns la problemele noastre. În urma rugăciunii Dumnezeu vindecă. În urma rugăciunii Dumnezeu lungește firul vieții cu câteva luni, cu câțiva ani. Ăsta este har dumnezeiesc. Dacă un specialist spune felul următor, îi mai dau 2 luni. Și el trăiește nu 2 luni, ci 2 ani. Nu vedeți aici mâna lui Dumnezeu la lucru? Oare nu Dumnezeu i-a lungit firul vieții precum i-a lungit altă dată firul vieții lui Ezechie? Atunci când i-a spus, Doamne, te rog, nu lăsa să mă dea afară de la locul de muncă. Și ai rămas la locul acela de muncă. Nu vezi mâna lui Dumnezeu? Ai probleme în viața de familie, prin rugăciune Dumnezeu intervine în casa dumneitale. Dumnezeu ascultă rugăciunea. Rugăciunea noastră contează. Ai fost în fața unui examen important și te-ai rugat, Doamne, ajută-mă. Și Dumnezeu chiar te-a ajutat. Rugăciunea contează, preiubiții mei. Cât de frumos spunea teologul elvețian Karl Barth cu privire la importanța rugăciunii. Dumnezeu nu e surd, ne ascultă, ba mai mult acționează. Acțiunea Lui nu e aceeași, fie că ne rugăm, fie că nu o facem. Rugăciunea exercită o influență asupra acțiunii Lui Dumnezeu, ba chiar a existenței Lui. Iată ce se înțelege prin răspuns la rugăciune. Faptul că Dumnezeu cedează în fața celor omului, schimbându-și intențiile care răspund la rugăciunea Lui, nu e o dovadă de slăbiciune. El însuși, în toată slava măreției și a puterii sale, a voit așa. Nu știu dacă suntem convinși de acest lucru, preaibiților. Rugăciunea mea și rugăciunea dumneitale acționează, schimbă planurile Lui Dumnezeu. Ne dăm noi seama cât de importantă este rugăciunea. Poate te lupți cu anumite păcate în viața ta și ai vrea să scapi de ele. Prin rugăciune poți să primești putere de la Dumnezeu. Niciodată Dumnezeu nu te va schimba forțat, dar prin rugăciune Dumnezeu îți dăruiește putere. El dăruiește pe de o parte învățătura, pe de altă parte puterea. Noi trebuie să facem ceva. Dar atunci când ne punem pe genunchi sau stăm în picioare în rugăciune, Dumnezeu deschide cerul, vine în ajutorul nostru, intervine pentru noi și ne rezolvă problema. Ai probleme financiare, la cine să alegi? Poate ai alergat în stânga și în dreapta, la părinți, la prieteni și oamenii ți-au întors spatele. Însă întotdeauna fii convins de faptul că Dumnezeu este preocupat de soarta ta. Dumnezeu este preocupat de pâinea mea, de pâinea dumneitale. Dumnezeu este preocupat de toate problemele vieții noastre. Ai probleme în viața de familie, ai probleme profesionale, ai probleme în societate. Rogă-te lui Dumnezeu, pentru că rugăciunea contează. Fii convins, rugăciunea contează. Dar ce se întâmplă când nu primești răspuns la rugăciune? E adevărat, vreo 80% din rugăciunile noastre au de-a face cu nevoile noastre pământești, vindecare și lucrurile acestea pământești. Toate sunt importante. Însă ar trebui să fie secundare în relație cu cele spirituale. Ce se întâmplă când nu primești răspuns la rugăciune? Când te rogi ca cineva să fie binecuvântat într-un fel sau altul și nu primește binecuvântarea respectivă. Dar mai ales când te rogi dumneata pentru un lucru și nu ți-l dăruiește Dumnezeu. Oare când nu primim ceea ce ne dorim, înseamnă că Dumnezeu nu ne ascultă rugăciunea? Eu cred că toate rugăciunile noastre sunt ascultate de Dumnezeu. Numai că atunci când Dumnezeu nu ne dă ceea ce noi cerem, înseamnă că nu ne dă un dar nepotrivit. Imaginează-ți că ți-ar da Dumnezeu un BMW foarte puternic și îți place viteza. Ce-i mai bine, să mergi cu un Logan ca mine sau 2 luni mai târziu să-ți cânte fanfara la mormântare? Doamne, dă-mi o casă cu 10 camere, era să zic cu 10 etaje. Dar bine, de unde o plătești? De unde o întreții? Doamne, dă-mi o funcție importantă, vreau să fiu primar. Și dacă nu te descurci? De multe ori ne dorim multe lucruri frumoase. Dar nu uitați niciodată acest aspect. Toate rugăciunile noastre ajung în prezența Domnului. Că nu primim ceea ce îi cerem Dumnezeu, înseamnă că Dumnezeu nu vrea să ne dea un dar nepotrivit. Nici un tată, nici o mamă serioasă, nici un tată serios nu trece nepăsător pe lângă cererea fiului sau fiicei. Ăștia nu sunt părinți serioși. Un părinț serios întotdeauna este atent. Nu întotdeauna părinții fac ceea ce vor copiii. Când nu fac ceea ce vor copiii, nu înseamnă că nu dau 2 bani pe ei, ci înseamnă că nu le dă un dar nepotrivit. De aceea consolează-te cu acest lucru dacă n-ai primit ceea ce ai cerut. Dumnezeu ne dăruiește tot ceea ce avem nevoie. Fii convins de acest lucru, de aceea roagă-te lui Dumnezeu. Dacă vrei să pui punct trecutului și să o iei de la capăt, este nevoie să fii convins că rugăciunea contează. Fii convins, rugăciunea contează. Eram în anul al 4-lea la institut, cu o seară înaintea examenului de licență, examenul vieții mele. Eram cam pregătit, așa ziceam eu, învățasem toate conceptele teologico-filozofice, învățasem cu greu termenii cheie din latină, ebraică, greacă. Simțeam că îmi pușcă capul, dar eram oarecum consolat că mi-a făcut părticica mea. Mă pregăteam, mi-am băut ultima parte din sticla de suc
Și eram foarte încântat acum că am terminat în sfârșit materialul de parcurs. Eram oarecum liniștit. Când mă pregătesc să plec în cameră, să mă pot odihni, să fiu proaspăt pentru ziua examenului, ziua cea mare, vine pastorul nostru al institutului și ne spune: fraților, a intervenit o schimbare, s-a suplimentat materialul de studiu. Când am auzit acest lucru, am crezut că nu aud bine. Au început să-mi tremure picioarele de numai, mă se băteau genunchii de olaltă. M-am gândit în felul următor să înveți câteva sute de pagini în câteva ore, este aproape imposibil dacă materialul este greu. Dacă stai toată noaptea și înveți, cu siguranță în ziua următoare vorbești de unul singur. M-am tot gândit ce să fac. În momentele acelea de maximă bucurie îmi vine în minte cuvântul acela, proverbul acela: de ce se frică, de aia nu scapi. Eram absolut convins că în următoarea zi are să-mi cadă un subiect pe care nu-l știu, nu-l stăpânesc și o să mă fac de toată minunea cu examen de licență. Tot ce puteam face în acel moment era să mă rog și am zis: Doamne, ai milă de mine, nu mă lăsa la greu. Știi că am făcut ce-o ținut de mine, acum e material nou, sunt victima sistemului indisciplinat de studiu, te rog, ajută-mă. Și în timp ce mă rugam, am început auzind în sufletul meu o voce care mi-a spus în felul următor: învață subiectul numărul 1, pentru că acesta îți va veni mâine la examen. Învață subiectul numărul 1, pentru că acesta îți va veni mâine la examen. Învățasem subiectul, dar am început să-l reparcurg, să-l învăț și mai bine. Nu știam, chiar o să vină sau nu o să vină. Mă duc, mă culc, nu știu cât am dormit de bine, în următoarea zi, roșu, ca o porodică, stau la examen, neștiind ce va fi. Mă rugam: Doamne, nu mă lăsa la greu. Și minune dumnezeiască, când se extrage subiectul examenului scris, era tocmai subiectul numărul 1. Așa că am venit acasă bucuros. Am înțeles atunci și înțeleg și astăzi că rugăciunea noastră contează. Poate sunt examene importante, poate sunt lucruri obișnuite, dar toate lucrurile care pe noi ne preocupă, preaibiților, pentru că Dumnezeu ne iubește, sunt importante pentru Dumnezeu. Fii convins, rugăciunea contează. Orice problemă ai avea, dacă vrei să pui punct trecutului și să o iei de la capăt, fii convins, rugăciunea contează. De aceea iubește rugăciunea și orice ai pe inimă, adună înaintea Domnului, că Dumnezeu este gata să te primească. Spune Scriptura așa de frumos prin Apostolul Iacov: mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Acum toți cei care credem și ne încredem în Hristos, Domnul, spune Apostolul Pavel, suntem socotiți neprihăniți. Adică Domnul Hristos spune în felul următor: eu am murit pentru voi pe cruce, v-am declarat neprihăniți în fața lui Dumnezeu. Dumnezeu a luat efectiv viața lui Hristos și a pus-o în dreptul meu și în dreptul dumnei tale. Astfel suntem socotiți neprihăniți, oameni plăcuți lui Dumnezeu. Toată viața, toată sfințenia lui Hristos îmi este dată mie și ți este dată dumnei tale. În baza jertfei a vieții Domnului Hristos, Dumnezeu ne socotește neprihăniți. Și acum spune Scriptura, în baza jertfei lui Hristos, eu sunt gata să vă ascult rugăciunea. Dar spune Scriptura așa de frumos: rugăciunea fierbinte. Nu vi se întâmplă uneori, mai ales seara când sunteți extenuați, obosiți, să vă rugați așa să vă liniștiți cugetul un Tatăl nostru foarte apăsați, foarte obosiți. Acum, să fac o rugăciune de 5-10 minute stăruitoare, nu-mi prea vine că e seara, e târziu. Așa că zic un Tatăl nostru de pe vârful buzelor și apoi mă culc, totul să fiu creștin, că nu m-am culcat fără să mă rog. E bine, rugăciunea aceea, preaibiții mei, când îi place, când nu îi place, nu are putere. Rugăciunea aceea formală, doar așa să o spunem și noi, să ne liniștim cugetele, să nu ne muste cugetul, că nu suntem creștini adevărați practicanți. Doar spunem așa și noi o rugăciune, să ne liniștim cugetul. Rugăciunea aceea nu mișcă inima și mâna lui Dumnezeu. Rugăciunea care mișcă inima lui Dumnezeu poate să fie de 15 minute sau poate să fie de un minut. Nu este important cât de mult sau cât de puțin ne rugăm. Nu este important cât de tare strigăm sau cât de încet vorbim. Poate numai buzele ni le mișcăm. Dumnezeu nu este preocupat de aceste lucruri. Dumnezeu este preocupat de altceva, și anume de patosul din inimă. Hristos se ruga cu strigăte mari în grădină. Grădina Ghețiman. Ana la templu se ruga doar mișcându-și buzele. Dumnezeu însă este preocupat nu de aceste lucruri exterioare, ci de inimă. Adică să ne rugăm cu tot ce suntem noi. Când stăm față în față cu Dumnezeu în rugăciune, să punem patos în rugăciune. Să nu ne rugăm așa, ca și cum am spune o poezie, obosiți, la ora 12 noaptea. Ci să ne rugăm cu toată ființa noastră că rugăciunea aceasta mișcă și inima și mâna lui Dumnezeu. Fii convins, rugăciunea contează. De aceea roagă-te. Apoi fii convins de acest lucru, trecutul nu dictează viitorul. Preaibitule, trecutul nu dictează viitorul. Cam în aceeași vreme, spune Scriptura, împăratul Irod a pus mâinile pe unii din biserică pentru ca să-i chinuiască și a ucis cu sabia pe Iacov, fratele lui Ioan. Când a văzut că lucrul acesta place iudeilor, a mai pus mâna și pe Petru. Erau zilele prasnicului azimilor. După ce l-a prins și l-a băgat în temniță, l-a pus sub paza patru cete de câte patru stași, cu gând ca după pas să-l scoată înaintea norodului. În noaptea zilei, când avea de gând Iro să-l înfățeșeze la judecată, Petru dormea între doi ostași, legat de mâini cu două lanțuri și niște păzitori păzeau temnița la ușă. Și iată un înger al Domnului stă lângă el pe neașteptate și o lumină a strălucit în temniță.
Îngerul a deșteptat pe Petru, lovindu-l în coastă și a zis, scoală-te, iute, lanțurile i-au căzut jos de pe mâini. Apoi îngerul i-a zis, încinge-te și leagă-ți încălțămintea. Și el a făcut așa. Îngerul i-a mai zis, îmbracă-te în haină și vină după mine. Petru a ieșit afară și a mers după el, fără să știe dacă ce făcea îngerul este adevărat. I se părea că are o vedenie. După ce au trecut de straja întâia și a doua, au ajuns la poarta de fier care dă în cetate și ea li s-a deschis singură. Au ieșit și au trecut într-o uliță. Îndată îngerul a plecat de lângă el. Când și-a venit, Petru în fire a zis, acum văd cu adevărat că Domnul a trimis pe îngerul său și m-a scăpat din mâna lui Irod și de la tot ce aștepta poporul iudeu. După ce și-a dat bine seama de cele întâmplate, s-a îndreptat spre casa Mariei, mama lui Ioan, zis și Marcu, unde erau adunați mulți la oaltă și se rugau. A bătut la ușa care dădea în pridvor și o slușnică numită Rod a venit să vadă cine e. A cunoscut glasul lui Petru și de bucurie, în loc să deschide, a alergat înăuntru ca să dea de veste că Petru stă înaintea porții. Ești nebună, i-au zis ei. Dar ea stăruia și spunea că el este. Ei dimpotrivă ziceau, este îngerul lui. Petru însă bătea mereu. Au deschis și au rămas încremeniți când l-au văzut. Mi se pare interesant această situație. Să faci o noapte de stăruință, toată noaptea să te rogi, probabil cu voce foarte puternică, Doamne, eliberează-l pe Petru. Mă gândesc că ori fi și postit. Și cu toate acestea, când Dumnezeu face minune, biserica nu crede. Măi, fraților, toată noaptea v-ați rugat pentru asta. Ați postit zile la rând, Dumnezeu să le elibereze pe Petru. Și acum când Dumnezeu face minunea, ei nu pot să creadă. Oare ce anume i-a dus pe frații din biserica primară în această situație? Răspunsul este găsit cu ceva vreme în urmă. Și pentru Iacov s-au rugat. Și pentru Iacov au postit. Probabil și pentru Iacov au făcut o noapte de rugăciune. Și cu toate acestea, Iacov a fost omorât. Și acum biserica crede în felul următor ce s-a întâmplat cu Iacov, unul dintre cei trei, alături de Ioan și Petru, în mod sigur se va întâmpla și cu Petru. Dar de ce vă mai rugați, fraților? Păi ne rugăm că așa se cade, așa e obiceiul. Noi mai credem oare, prea iubiților, că Dumnezeu răspunde la rugăciune? Credem noi că trecutul nu dictează viitorul? Adică dacă s-a întâmplat ceva în trecut, trecutul respectiv poate fi depășit și Dumnezeu poate să ne dăruiască un nou început? Dacă vrei să pui punct trecutului și să o iei de la capăt, este nevoie să ai această convingere. Trecutul nu dictează viitorul. Trecutul poate să fie depășit. Trecutul nu dictează viitorul. Când se întâmplă acest lucru? Atunci când îți accepți trecutul așa cum este el. Atunci când îți accepți trecutul așa cum este el. Un adolescent, după ce a făcut praf mașina tatălui său, a luat poziția îngerașului smerit și a spus, Doamne, te rog din toată inima ca acest accident să nu se fi întâmplat niciodată. Oricând ne-am rugat noi în felul acesta, trecutul este trecut. Trecutul este dus, trecutul nu se mai schimbă. Acceptă-ți trecutul așa cum este. Nu mai spune, din cauza soției am eșuat, din cauza soțului am ajuns unde am ajuns, din cauza patronului, din cauza șefului. Trecutul eu mi l-am făcut, trecutul dumneata ți l-ai făcut. Am eșuat profesional pentru că nu știu cine, nu știu ce mi-a făcut. A fost decizia mea. Am eșuat spiritual, am căzut în păcat, dar nu eu sunt de vină, ci ispita, diavolul. Dar pe nimeni nu bagă diavolul cu forța într-un păcat. E decizia mea, e decizia dumneitale. Noi avem tendința în permanență să ascundem trecutul nostru, ceea ce nu ne place, sub preș. Îl punem frumos sub preș, apoi stăm ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic. Eventual arătăm și în stânga și în dreapta, alții sunt de vină. Nu eu, nu deciziile mele, nu lipsa mea de muncă, nu neseriozitatea mea, ci șeful, patronul, soția, soțul, copiii, părinții, tot alții sunt de vină. Eu nu sunt de vină. Frați și surori, dragi prieteni, câtă vreme nu ne acceptăm trecutul, nu putem să ne depășim trecutul. Dacă vrei să-ți depășești trecutul, acceptă-l așa cum este. Recunoaște, ai falimentat, ai greșit în relația de familie, ai greșit profesional, ai greșit spiritual, ai greșit. Asta e situația. Nu mai are rost acum să ne rugăm, Doamne, șterge trecutul, trecutul este. Cicatricele au rămas. Greșelile sunt făcute. Trebuie să ne acceptăm așa cum suntem. Acceptă așa cum ești. Acceptă-te pe tine. Acceptă situația așa cum este. Nu se poate să ne depășim trecutul până nu ne acceptăm așa cum suntem și pe noi și trecutul nostru. Dar ce să faci apoi? Să rămâi la aceasta? Să-ți accepți doar trecutul? Să te accepți doar pe dumneata așa cum ești? Trebuie să faci un pas mai departe. Trebuie să faci un pas mai departe și anume să ne aducem trecutul la poala crucii lui Hristos. Adus trecutul la poala lui crucii lui Hristos. Ți-ai recunoscut falimentul, falimentul profesional, falimentul familial, mai ales falimentul spiritual. Dar nu te resemna și nu spune doar atât este de făcut, ci du-te un pas mai departe. Și adus trecutul și pune la poala crucii lui Hristos. Spune, Doamne, am greșit. Am greșit prin păcatul minciunii, am greșit prin bârfă, prin invidie, prin răutate, prin necredință și alte păcate care te-au îngenunchiat spiritual. Recunoașteți păcătoșenia, recunoașteți falimentul și spune, Doamne, te rog, iartă-mă, ridică-mă din starea mea, vreau să pun punct trecutului meu păcătos, ajută-mă la acest lucru și, Doamne, dă-mi un nou început în relație cu Tine. Adu-ți trecutul și pune-l la poala crucii Domnului Hristos. Numai în felul acesta se poate depăși trecutul, ca trecutul să nu-i mai dicteze viitorul. Apoi depășește-ți trecutul începând o viață nouă. Foarte mulți se roagă, Doamne, te rog din toată inima, ajută-ne să nu mai fumăm. Și cu țigările în buzunar.
Poți să depășești pasiunea aceasta aruncând țigările. Mai ai grijă de brichetă. Nu arunca și pe ea în foc. Poți să-ți depășești trecutul acesta. Nu mai fuma. Ține de matale. Ai băut. Poți să-ți depășești trecutul acesta. Nu mai bea. Ia decizia să nu mai bea. Aruncă toate sticlele de vin, de băutură afară. Nici măcar în zilele de sărbătoare să nu mai bei. Ai invidiat. Ia decizia de a nu mai invidia. Ai bârfit. Te sună cineva, ai auzit ce-o făcut. L-o bătut pe bărbatul său. Prin felul următor, uite, ce-ar fi mâine să ne rugăm și să postim ca Dumnezeu să dea putere să fie blândă. Probabil că nu te mai sună altul. Frați și surori, îngerul îi spune lui Petru, Petre, tu îmbracă-te. Petre, tu leagă-ți încălțămintea. Noi ne rugăm, Doamne, pocăiește-ne tu. Biblia spune altceva, tu trebuie să te pocăiești, eu trebuie să mă pocăiesc. Doamne, schimbă-mă tu. Nu, Dumnezeu spune în felul următor, îți dau învățătura, îți dau puterea. Tu trebuie să te schimbi, eu trebuie să mă schimb. Trebuie să facem noi ceva concret, frați și surori. Nu se poate ca Dumnezeu să ne schimbe pe noi cu forța. Trebuie să facem ceva concret. Nu știu care este păcatul dumitale, nu știu care este falimentul dumitale, dar faceți lucru extrem de important. Ia decizia de a începe o viață nouă, punând punct felului trecut de viață, felului păcătos de viață. Preaiubitul meu, depășește-ți trecutul începând o viață nouă. Trecutul nu dictează viitorul. De aceea, acceptă trecutul așa cum este el. Apoi, adu-ți trecutul și lasă la crucea Domnului Hristos și depășește trecutul începând o viață nouă. Se poate trecutul să nu-ți dicteze viitorul. A fost abandonat de tatăl său, orfan de mamă. A fost adoptat de mai multe ori pentru ca după aceea să fie aruncat din nou în stradă. Cam așa s-a desfășurat copilăria lui până într-o zi. Când s-a ascuns într-un hambar, când s-a deschis ușa hambarului, imediat a ridicat mâinile. A ridicat mâinile pentru că era obișnuit când cineva îl găsește în astfel de locuri să-l bată. Se aștepta cum să-l bată, pentru că a intrat într-un hambar străin. Era murdar, era flămând, era vai de capul lui. Însă Maria nu l-a bătut cum se aștepta el, ci l-a luat în brațe, l-a dus în casă, l-a spălat, l-a pus să mănânce și apoi a cumpărat haine. L-a tratat ca pe propriul ei copil. I-a vorbit despre Domnul Hristos, i-a dat cuvântul lui Dumnezeu să-l citească. Viața acestui copil s-a schimbat. În mod normal trebuia să fie pradă urii, a resentimentelor, dar datorită Mariei și datorită lui Dumnezeu prin Maria, viața lui s-a schimbat. Când a plecat de acasă, pentru că a vrut să-și înceapă propria lui viață, tânărul acesta a plecat cu Dumnezeu în inimă și cu Scriptura în mână. Acest copil, devenit un mare om și socotit a fi un părinte al agriculturii, se numește George Washington Carver. Despre el se spune că a inventat mai mult de 300 de rețete de produse extrase doar din arahide. A fost un părinte al agriculturii moderne, a inventat foarte multe produse, foarte multe mâncăruri de felul acesta. Se spune despre el că de fiecare dată când intra în laborator, intră cu această rugăciune: Doamne Dumnezeule, deschide-mi ochii ca să văd minunile tale. Un om care și-a depășit trecutul, orfan, abandonat, copil al străzii, bătut, jignit, terfelit în toate felurile, dar cu ajutorul lui Dumnezeu și cu ajutorul acestei femei și-a putut depăși trecutul. Poate ai crescut la o casă de copii și nu mai ai nicio speranță. Vreau să spun că Dumnezeu poate să-ți dea speranță. Poate provii dintr-o familie cu atâtea și atâtea probleme. Poate la tine acasă este grădină zoologică și de multe ori, efectiv, ți-e greu să mergi acasă. Dar poate ești într-o astfel de situație, dar Dumnezeu poate să-ți dea viitor și nădejde. Poate ai falimentat de multe ori, poate ai eșuat de multe ori, dar Dumnezeu poate să-ți dea viitor și nădejde. Dumnezeu te iubește extrem, extrem de mult. Pentru tine a dat tot ce a avut mai scump. Dumnezeu poate să-ți dea un viitor frumos. Trecutul nu dictează viitorul. Fii convins de acest lucru. Rugăciunea contează. Trecutul nu dictează viitorul. Profetul Isaia spune, așa vorbește Domnul. Nu vă mai gândiți la ce a fost mai înainte și nu vă mai uitați la cele vechi. Iată, voi face ceva nou și gata să se întâmple. În seara aceasta, Domnul vrea să facă ceva nou în viața ta. Vrea să facă ceva nou în viața mea. Dar pentru aceasta, trebuie să lăsăm trecutul să fie trecut. Ne-am recunoscut așa cum suntem, ne-am acceptat așa cum suntem, pe noi și trecutul nostru. L-am adus la poala crucii lui Hristos, îl depășim făcând fapte frumoase, începând o viață nouă, lăsându-ne de cele vechi și începând o viață nouă. Fii convins, Dumnezeu este gata să-ți dea un nou început. Lasă trecutul să fie trecut. L-ai lăsat la poala crucii lui Hristos, de acum este trecut. Începe o viață nouă. Dumnezeu este gata să facă ceva nou în această seară, în viața ta, în familia ta, în profesia ta. Trecutul nu dictează viitorul. Și încă un lucru important, până mai miști, mai ai o șansă. Până mai miști, mai ai o șansă. Spune Evanghelia în această seară că după ce l-a prins și l-a băgat în temniță pe Petru,
L-a pus sub paza patru cete de câte patru ostași, cu gând ca după pas să-l scoată înaintea norodului. În noaptea zilei, când avea de gând Iros să-l înfățișeze la judecată, Petru dormea între doi ostași, legat de mâini cu două lanțuri și niște păzitori păzeau temnița la ușă. Și iată un înger al Domnului stat lângă el pe neașteptate și o lumină a strălucit în temniță. Îngerul a deșteptat pe Petru, lovindu-l în coastă și a zis: scoală-te, iute! Lanțurile au căzut jos de pe mâini. Apoi îngerul i-a zis: încinge-te și leagă-ți încălțămintea. Și l-a făcut așa. Îngerul i-a mai zis: îmbracă-te în haină și vină după mine. Petru a ieșit afară și a mers după el, fără să știe dacă ce făcea îngerul este adevărat. Îi se părea că are o vedenie. După ce au trecut de straja întâia și a doua, au ajuns la poarta care dă în cetate, poarta de fier, și a li s-a deschis singură. Au ieșit și au trecut într-o uliță. Mie îmi place tare mult Petru. Și unul dintre lucrurile pentru care îmi place foarte mult Petru este că doarme foarte bine în mijlocul problemelor. De multe ori soția îmi spune: e ceva extraordinar cu tine, tu te pui în pas și după două minute dormi de numai. Și mi se pare un lucru fantastic să poți să dormi bine. Deci, pentru mine e un model apostolul Petru. Dar m-am tot gândit, oare de ce poate Petru să doarmă așa de bine? Nu vi se pare ciudat acest om? În următoarea zi, Petru are să fie decapitat după planul lui Irod și al soldaților romani. Petru este în pas de moarte și doarme pe șapte voci. Vă dați seama cât de tare a dormit Petru, cât de profund a dormit Petru, că a avut nevoie de o lovitură zdravănă la coaste. Mă așteptam să vină îngerul să-l mânghe puțin pe barbă. Petre, Petrică, trezește-te. Frate Petru, trezește-te că e târziu sau e dimineață, ridică-te. Nu, vine îngerul și trage una tare la coaste. Vă dați seama cât de tare a dormit? Că îngerul știa cât de bine doarme Petru. Degeaba l-ai fi mângâiat pe barbă, că nu se trezea. Degeaba l-ai fi scuturat bine de umăr, bă, trezește-te, că nu se trezea. Dormea de numai, pe șapte voci. O avut nevoie de o lovitură zdravă în coaste. Asta arată pocăința lui. Asta arată faptul că el crede în Iisus. El a avut convingerea că Domnul îl va scoate din temniță. De ce oare? Domnul Iisus Hristos stă cu Petru de vorbă pe țărmul Mării Galilei și spune felul următor: Petre, când vei îmbătrâni, alții te vor duce unde nu vei vrea tu să mergi. Acum Petru este în temniță și nu este bătrân, este în floarea vârstei. Și Petru știe un lucru, ce a spus Iisus se va întâmpla întocmai. Petru era convins că până mai mișc mai are o șansă să iasă din închisoare, pentru că Iisus, Domnul, i-a spus: Petre, când vei îmbătrâni? De asta doarme așa de bine Petru, pentru că Domnul i-a spus: când vei îmbătrâni. I-a mai spus Domnul un lucru și s-a îndoit de acest lucru: Petre, nu va cânta cocoșul de trei ori până tu te vei lepăda de mine de două ori. Și Petru a spus: Doamne, pentru nimic în lume, toți ceilalți se vor lepăda, Ioan, Iacov, toți de se vor lăsa de tine, Doamne, eu nici odată, cu niciun chip nu vă voi dezice de tine. Nu l-a crezut pe Iisus pe cuvânt. Câteva ceasuri mai târziu, cuvântul lui Iisus s-a împlinit. Și acum Petru, în temniță, își aduce aminte, Iisus a spus: într-o zi voi îmbătrâni. Eu încă nu sunt bătrân. Probabil avea vreo 50 de ani Petru, deci era în floarea vârstei. Și Petru era convins că Domnul va ajuta să ajungă bătrân, cu părul alb. Deci asta foarte liniștit și foarte liniștit și nu are nicio treabă. Frați și surori, dragi prieteni, asta ne arată nouă că Petru are convingerea aceasta. Până mai mișc, mai am o șansă. Foarte mulți oameni spun: gata, nu mai am niciun viitor, am făcut atâtea, am spus atâtea, gata. Pe toate le închei, căsnicia Dumnezeu cu mila, profesia Dumnezeu cu mila, școala Dumnezeu cu mila, pentru mine niciun viitor. Până mai miști, mai ai o șansă. O luptă e viața, deci luptă-te mereu. Până mai miști, mai ai o șansă. Acum se pune o întrebare: câtă vreme mai miști? Nu știu. Nu știu câtă vreme mai miști, nu știu câtă vreme mai miști. Adică cât timp mai trăim, mai avem o șansă. Dar nu e sigur că mâine dimineață te vei trezi. Sunt oameni sănătoși tun acum și în 5 minute mor. Sunt oameni sănătoși tun, care n-au probleme cu niciun fel de boală. Merg pe stradă și au un accident și au plecat în veșnicie. Nu ești stăpân pe următoarea secundă, nu ești stăpân pe următorul minut, nu ești stăpân pe următorul an. Dar astăzi ești stăpân, ești stăpân pe clipa aceasta. Până mai miști, mai ai o șansă, încă mai miști. Vă văd pe unul dintre noi că mișcați bine. Până mai miști, amin. Până mai miști, mai ai o șansă. Până mai miști, mai ai o șansă să te ridici din păcat. Mai ai o șansă să te ridici din păcat. În seara aceasta, preaiubitul meu, oricare ar fi păcatul tău, în această seară te poți ridica din păcatul dumitale. În seara aceasta poți să ai parte din nou început împreună cu Iisus Hristos, Domnul. În seara aceasta poți să pui punct trecutului păcătos și o să o iei de la capăt, dar nu cum ai luat-o până acum, ci împreună cu Iisus Hristos, Domnul. Până mai miști, mai ai o șansă să o iei de la capăt din punct de vedere spiritual. Mai ai o șansă să te ridici din păcat. Nu amâna pe mâine, nu amâna pe săptămâna viitoare, pe anul viitor, peste 5 ani. Frate, mai am puțin de furat și apoi mă pocăiesc. Vezi că s-ar putea să fie prea încins cazanul cu zmoală și să nu mai ai șansă să te pocăiești. Frate, mai am câteva borduri de furat că se face strada mea. După aceea mă pocăiesc. Că așa se întâmplă la mine pe stradă. Toți fură borduri și ciment.
Și următoarea zi vin oamenii de la Selina și caută să peticească înapoi, că doamnele își betonează curtea cu betonul respectiv. Doamne, mai am ceva de făcut, vreau să ajung în funcția respectivă. După ce ajung în funcția respectivă, eu îți promit, Doamne, îți dau cuvântul meu de onoare că mă pocăiesc. Cine îți garantează că mai apuci ziua de mâine? E sigur că vei mai apuca ziua de mâine? E sigur că în această seară vei ieși pe această ușă și vei pleca acasă? Cunosc oameni care au murit exact în casa Domnului, pentru că Dumnezeu a spus destul vino în veșnicie. E sigur că vei ajunge acasă? Niciunul nu suntem siguri pe următoarea clipă, doar pe acest acum. De aceea, prea iubitul meu, ridică-te din păcatul tău. Mai ai o șansă să te ridici din păcat, mai ai o șansă să-ți reclădești relațiile stricate. Știi ce mă impresionează de multe ori? Oamenii se vorbesc de bine unii pe alții după ce au plecat în veșnicie. Tot vezi soți care merg cu multe flori la mormânt, dar în timpul vieții nu au avut bani de flori, că trebuia să facă economie. Trebuia să schimbe cauciucurile la mașină. Tot vezi părinți care își plâng copiii, că au plecat mai repede în veșnicie, dar în timpul vieții nu prea au avut timp să stea cu ei de vorbă. Părinți care spun că tata meu nu a fost niciunul sub ceruri, dar în timpul vieții n-aveau minute să vorbească cu tata că trebuia să uite la Liga Campionilor. Trebuia să iasă la cafea cu nu știu cine. Noi, în general, știm să ne prețuim unii pe ceilalți după ce nu ne mai avem. O, ce soție extraordinară, ce soț fantastic! Ce părinte, ce fiu, ce rudenie, vai ce oameni, extraordinari oameni. Dar în timpul vieții, ciudat, nu avem ochi să ne vedem unii pe ceilalți. Abia după ce plecăm în veșnicie, după ce pierdem pe cineva drag, cât miști mai ai șansă să-ți rezidești relațiile stricate. A trebuit ca soțul și soția să fie cei mai buni prieteni. Așa este normal, rezidește-ți relația de familie. Rezidește-ți relația cu soția, cu soțul, rezidește-ți relația cu prunci, cu părinții, rezidește-ți relația cu vecinii, treci peste probleme, pentru o palmă de pământ nu merită să fim dușmani. Dă o mână de pace, rezidește-ți relațiile cu cei de la locul de muncă, rezidește-ți relațiile. Mai ai o șansă, cât timp ești, să-ți rezidești relațiile stricate. Mai ai o șansă să fii bun din punct de vedere profesional. Poate ești electrician și după prima încercare ai avut parte de un scurt cumplit. Poate ești descurajat, încearcă din nou, numai cu mai multă atenție. Poate ești cadru medical și ai dat o injecție și pacientul a urlat de numai. Fii mai atent și poți să fii un medic foarte bun, chiar dacă ai început cu stângul. Poate știu eu, ai eșuat în profesia ta, ai făcut anumite greșeli. Asta nu înseamnă că vei fi un faliment total toată viața, că vei fi un eșec total toată viața. Poți să te ridici și poți să mergi mai departe. Cei mai mari oameni, oamenii care au realizat cel mai mult în viață, au fost oamenii care au șchiopătat la început, dar după aceea și-au revenit și au mers mai departe. De aceea, mai ai o șansă să fii convins de acest lucru, mai ai o șansă să fii bun din punct de vedere profesional. Biblia spune în felul următor, dacă faci un lucru, fă-l bine ca pentru Domnul. Unul dintre versetele mele preferate spune în felul următor, dacă vezi un om priceput în munca lui, omul acela trebuie să stea lângă împărați, nu lângă oameni de rând. Chiar dacă ești măturător de stradă, fii bun în ceea ce faci. Indiferent ce muncă ai, fii competent, fii un profesionist în ceea ce faci. Dumnezeu își găsește plăcerea în oamenii buni. Dar foarte mulți oameni spun, eu nu sunt geniu, eu sunt om obișnuit. Spunea Shakespeare în felul următor, oamenii obișnuiți vorbesc despre geniu, despre talent. Geniile însă vorbesc despre muncă. E nevoie să muncim, e nevoie să fim buni în ceea ce facem. Până mai mișcăm, mai avem o șansă să fim buni din punct de vedere profesional. Cei care îl iubesc pe Domnul trebuie să fie cei mai buni în profesia lor, așa să ne ajute Dumnezeu. Cred că dacă am scrie o carte despre cum să fiu un om care eșuez în viață, am avea foarte mare succes. Însă mă îndoiesc de faptul că am putea fi mai de succes decât Abraham Lincoln. Omul acesta pierde 8 campanii electorale, de 2 ori dă faliment în afaceri, 17 ani tot plătește datoriile. Ajunge în spital pentru că are o depresie foarte profundă. 6 luni petrece în spital. Cu toate acestea își depășește trecutul, își depășește impedimentele vieții, depășește obstacolele vieții și odată cu trecerea timpului ajunge unul dintre cei mai importanți lideri din istoria umanității, unul dintre cei mai importanți lideri ai Statelor Unite ale Americii. Pentru că omul acesta a perseverat. Ridică-te în această seară. Ridică-te din păcatul tău și caută să ai un nou început. Ridică-te din indiferența ta în relație cu familia, în relație cu prietenii, cunoscuții, vecinii, cu cei de lângă matale și rezidește-ți relațiile stricate. Caută să fii bun din punct de vedere profesional și Dumnezeu este gata să te ajute. Punct și de la capăt. Punct și de la capăt. Fii sigur, rugăciunea contează. Trecutul nu dictează viitorul și până mai miști, mai ai o șansă. Zilele acestea am citit o istorie, o istorisire a unei femei. La felul în care Dumnezeu a schimbat viața, pe mine m-a impresionat foarte mult. Îngăduiți-mi să vă prezint și dumneavoastră această mărturie a acestei femei. Și a spune în felul următor, numele meu este Hilda, sunt din Costa Rica. M-am născut într-o familie săracă, foarte săracă, lipit pământului de săracă. N-am avut bani, n-am avut niciun viitor. Mama
La numai 4 ani m-a luat și m-a dat efectiv să fiu batjocorit. Își băteau joc diferiți bărbați, diferite femei de mine. Și toți banii venea și îi lua. Și felul acesta se întreținea pe ea și amantul ei. În timp ce eu trebuia să mă duc să învăț carte, eu eram într-un bordel. Așa mi-am petrecut copilăria. Așa mi-am petrecut adolescența. Am rămas însărcinată și am dat naștere la 2 copii. Când i-am adus în lume, mama mi-a spus în felul următor: o ființă mizerabilă ca tine nu poate să crească 2 copii. Ești o blestemată, ești o sprucată, ești un om de nimic. I-a luat copiii și nici m-a lăsat să mă apropiu de ei, spunând că nu am voie la cât de spurcată sunt să mă apropiu de ei. Am căzut într-o depresie cumplită și ca să-mi înnec amarul sufletesc am început să beau, să beau, să beau. Băutura nu m-a mai ajutat, așa că am început să iau și cocaină. Cocaină, cocaină, cocaină. Eram foarte depresivă, simțeam că nu mai merită să trăiesc, dar perseveram în modul meu de viață, nu mai știam să fac nimic altceva. În felul acesta câștigam bani, măcar voiam să le fiu de folos copilor mei, să-i dau mamei niște bănuți să-mi crească copiii. Dar mă simțeam că sunt ultimul om al acestei lumi, că nu merită să trăiesc. Într-o noapte cineva m-a înjunghiat și mi-a dat cu o botă de baseball în cap. Am căzut într-o baltă de sânge, în propriul meu sânge. Mi-am pierdut cunoștința. Au venit, m-au dus la spital. Când mi-am revenit în fire, m-am gândit în felul următor: eu nu mai merită să trăiesc. Primul lucru pe care îl voi face când voi fi în stare să fac acest lucru va fi să mă sinucid. Și începeam mânecat în lacrimi să îmi fac planurile sinuciderii. În mod inexplicabil, în momentele acelea mi-a venit un gând: ce-ar fi să te rogi lui Dumnezeu? Niciodată nu m-am rugat lui Dumnezeu. De fapt, fugeam de Dumnezeu în permanență. Cum să mă rog lui Dumnezeu? Eu, o femeie atât de decăzută, atât de murdară, cum să stau în prezența lui Dumnezeu? Tot timpul fugeam de Dumnezeu. Dar atunci am spus, înecat în lacrimi, următoarele cuvinte: Doamne Dumnezeule, eu niciodată n-am cunoscut dragoste, niciodată n-am cunoscut mila, nimănui nu mi-a păsat de mine, sunt într-o stare mizerabilă, dar Tu știi care este starea mea. Doamne, dacă Îți pasă de mine, dacă mă iubești, te rog, îndură-te, mie schimbă în viață, vreau să scap de prostituție, vreau să încep o viață nouă, vreau să fiu și o mamă adevărată pentru copiii mei, pentru fetițele mele. În modul acela, în momentul acela, spune ea, în fața ochilor mei au apărut următoarele cuvinte: caută Fundația Rahav. Eu abia știam să citesc, nu știam ce înseamnă Rahav, nu era un cuvânt în spaniolă. Dar în cel din urmă am găsit Fundația Rahav, o infirmieră m-a ajutat să găsesc un număr de telefon și am sunat. Sunam într-una. În cel din urmă cineva mi-a răspuns, era tocmai directoarea fundației. Ea nu avea program de lucru în ziua respectivă, venise la lucru doar ca să ia niște acte și apoi să plece, să-și vadă de ale ei. Mi-a răspuns la rugăciune și am spus în felul următor, plângând: Doamnă, sunt în culmea disperării. Doamnă, simt că mor, simt că nebunesc, puteți să mă ajutați? Mi-a spus în felul următor: Mariliana, Iisus Hristos te iubește. Iisus Hristos a murit pentru tine pe cruce. Iisus Hristos este gata să-ți dea un viitor. Iisus Hristos vrea să schimbe viața, să te facă o mamă bună pentru copiii tăi. Mi-a promis că o să-mi dea o locuință în care să locuiesc după ce voi ieși din spital. Mi-a promis că mă va ajuta să urmez un curs, ca să am din ce să trăiesc. Am ieșit din spital, mi-au dat o locuință în care să locuiesc. Mi-am luat copiii, i-am păstrat cu mine, am urmat un curs și astăzi îmi câștig pâinea într-un mod frumos. Dar cel mai important, spune ea, l-am întâlnit pe Dumnezeu. Și când l-am întâlnit pe Dumnezeu, viața mea s-a schimbat. Tot trecutul meu l-am lăsat să fie trecut și am luat-o de la început. O viață nouă împreună cu Dumnezeu. Astăzi pot spune că în sfârșit știu pentru ce merită să trăiesc. A pus punct trecutului ei și a luat-o de la cap. N-ai vrea și dumneata în această seară să pui punct trecutului? Trecutului păcătos, dacă încă nu-L cunoști pe Domnul, și să o iei de la capăt, să-L cunoști pe Domnul în mod personal? Dacă ai trăit o viață de duplicitate spirituală și cu Dumnezeu și cu lumea, puțin de aici, puțin de dincolo, n-ai vrea în această seară să pui punct vieții duplicitare și să ai parte din nou început cu Dumnezeu? Se poate acest lucru. Totul ține de dumneata. Iisus îți dă învățătura, Iisus îți dă puterea, dumneata trebuie să iei decizia. Decide în această seară să pui punct trecutului păcătos și să o iei de la început. Vă invit să vă ridicați în picioare în aceste momente. Haideți să plecăm fețele în aceste clipe. Plecăm fețele în aceste clipe, în aceste momente când Dumnezeu este prezent în mijlocul nostru. În aceste momente când Dumnezeu îți cunoaște inima. În aceste momente când Dumnezeu știe ce se întâmplă în sufletul tău. Te rog, gândește-te.
Gândește la mesajul acestei serii, dar mai ales gândește-te la dragostea lui Dumnezeu. La acea dragoste sublimă care a dat totul pentru dumneata și pentru mine. Că în această seară să putem pune punct vieții de păcat și să o luăm de la capăt, dar frumos împreună cu Dumnezeu. Vrei în această seară să pui punct trecutului păcătos? Vieții duplicitare, spiritual vorbind, și să ai parte de un nou început în relație cu Dumnezeu? Să-L cunoști pe Dumnezeu, să trăiești o viață frumoasă? Este în această seară cineva care vrea să pună punct trecutului păcătos și să o ia de la început? Să o ia de la început cu Dumnezeu? Dacă vrei să pui punct trecutului păcătos, ca să poți avea parte de un nou început cu Dumnezeu, așa cum stăm cu fețele plecate, cu ochii închiși, fără să ne uităm unii la ceilalți, ca să vadă Dumnezeu decizia ta, te rog, ridică mâna. Este cineva în această seară care vrea să pună punct trecutului păcătos, să înceapă o viață nouă cu Hristos? Dacă da, te rog, ridică mâna. Dumnezeu să vă binecuvânteze, 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 Dumnezeu să te binecuvânteze, Dumnezeu să te binecuvânteze, Dumnezeu să vă 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 binecuvânteze. Dumnezeu să vă binecuvânteze. În această seară Iisus Hristos Domnul iartă. În această seară Iisus Hristos Domnul este gata să-ți dea un nou început. Un singur lucru trebuie să spui: Iisuse Hristoase, te rog, iartă-mă și dă-mi un nou început împreună cu tine. În această seară poți merge din casa lui Dumnezeu un om nou. Un singur lucru trebuie să spui: Iisuse, eu pun punct trecutului meu păcătos și vreau să o iau de la capăt, să am parte un nou început în relație cu tine. Mai este cineva în această seară care vrea să pună punct duplicității lui spirituale, vieții fără de Dumnezeu, ca să poată începe o viață frumoasă împreună cu Dumnezeu? Dacă da, fără nicio jenă, te rog, ridică mâna. Dumnezeu să vă binecuvânteze! Dumnezeu să vă binecuvânteze! Dumnezeu să privească spre fiecare dintre cei care au ridicat mâinile. Și în această seară, Dumnezeu să ierte, Dumnezeu să mântuiască, Dumnezeu să binecuvânteze. Amin. Tată Ceresc, am învățat în această seară că fără rugăciune nu se poate. Există o parte care trebuie să ne o facem noi și o parte care trebuie să-ți o faci tu. Nu vei mântui pe nimeni care nu-i interesat de asta. Nu vrei să duci pe nimeni în cer dacă omul acela nu vrea. Tu ești un Dumnezeu care ne-ai făcut ciudați, liberi, și noi alegem. Ne vei rupe lanțurile, dar nu ne vei încălța, că n-ai venit în lumea noastră să trimiți îngerii pentru a ne lega șireturile la pantofi. Există lucruri care le faci tu și lucruri care le facem noi. Te rog, Tată, în această seară, ajută-ne să înțelegem că trecutul e trecut, deci trebuie să trecem peste el. Că tu, în fiecare spine, tu vezi un potențial trandafir. Mă rog în această seară, Doamne Dumnezeule, pentru toți aceia care au înțeles că de la capăt se poate lua doar cu tine. Mă rog ca tu să-L ierți păcatele făcute cu voie sau fără voie, cu gând, cu vorbă și cu faptă. În această seară nu le ținea în seamă nimic din ce a fost rău și păcătos. Tu nu schimbi foaia, tu schimbi cartea. Te rog în această seară, fă o minune prin sângele tău asupra vieții lor. Pe cei legați, dezleagă-i. Pe cei care au părăsit calea, te rog, adu-i iarăși la matcă. Pe cei, Doamne Dumnezeule, care tot au amânat, fie seara aceasta timpul în care se spune azi, că de la diavolul este mâine. Mă rog în această seară, Doamne, întoarce inimile părinților spre copii, a copiilor spre părinți, inima soțului spre soția, soției spre soț și inima tuturor spre Tine, Doamne. Ne-am rugat în numele Sfânt al Domnului Iisus Hristos, lucrează, Doamne, ești Dumnezeul nostru. Amin. Iisus, m-ai cuprins din necuprins. Iisus, Iisus, viața în mine ai aprins. Iisus, m-ai iubit și m-ai salvat să fii veșnic. Veșnic lăudat. Iisus,
veșnic lăudat. Veșnic lăudat. Iisus, pentru ori luminai, Iisus, celor mulți tu le dai grai. Iisus, vreau să vă spun ceva în seara aceasta înainte de a pleca de aici. Dacă ați băgat de seamă, în fiecare seară de evangelizare noi facem chemare. Și a fost seara în care n-am făcut-o și s-a tulburat cineva și am înțeles de ce. Noi suntem pe internet de vreo 10 ori sunteți mai mult decât suntem noi aici în sală. Și mi-a spus, pastore, când tu faci chemare, chiar dacă nimeni din sală nu vine, asta nu înseamnă că nu-i cineva, 1, 2, 5, care nu se pun în genunchi acolo. Ești acolo sau ești aici? Am fost săptămâna aceasta la mormântarea fratelui Gheorghe, socrului Beni Dudașa, colegul nostru la Cireșare. Muri la 84 de ani. Toată ziua a muncit, a râs cu cei din casă, seara, de obicei, ca de obicei, s-a rugat și după ce s-a rugat, s-a culcat cum se culcă de obicei. Și s-a trezit în veșnicie. Chiar așa cum e să mori în somn. După ce dai mâna cu toată lumea, îi pupă toți și muncești, nu? Ne-am gândit, dacă știi că ai murit, măcar în ziua aceea să-ți mai iei pauză. Deci mai stai, mai... să lucrez, a fost și la târg. Nu se poate să nu vii joi în Beiuș. Asta nu se poate, să treci prin Beiuș să nu fii joi aici. Scumpă e înainte Dumnezeu moartea celor iubiți de El. Trebuie să pricepeți un lucru, că poate că seara aceasta va fi ultima. De aici o să plecați direct la judecată. Și poate că altă seară nu o să mai fie. Că ești cu noi pe internet. Că ești în sală. Vreau să-ți dau ocazia, dacă simți, domnule, până aici, punct. Punct. Numai de la Satana vine virgulile astea. Două puncte, tot de la diavolul. Și alte semne de punctuație. Dumnezeu vrea să spună în seara aceasta, am un singur semn de punctuație. Punct! Și iau de la capăt. Am ratat, am falimentat, mi-am bătut joc de viața mea, am amânat, îs ani de zile. Punct! Mă voi face mai bun mâine. Nu! Punct! În seara asta! Mâine e târziu. Atât pot să mor de 1000 de ori. Vreau să închidem ochii. Dacă este cineva care vrea să-și dedice viața Dumnezeu, la noi dedicarea se face pe genunchi, aici în față. Eu mă rog pentru tine. Dacă ești acolo la calculator, nu o să te vede, dar te vede Dumnezeu și trimite un înger. Și îți garantez că nu-ți trage un bocanc în spate, ci te mângâie în seara aceasta. Dacă este cineva, cântăm cântarea aceasta, voi vă rugați, biserica începe să se roage în Duhul și închidem cu toții ochii și vine aici să ne rugăm în față. Dacă vrei să te pocăiești, să-i spui Dumnezeu, Doamne, punct, în seara asta copilul tău, restul sunt detalii, botez sau celelalte, astea e altă treabă, în alte biserici, în altă parte, nu contează. Da, îngerii te cheamă în seara asta. Pe Petru, un înger l-a ridicat, i-a rupt lanțurile. În această seară, Hristos îți rupe ție lanțurile. Cântăm. Dacă ești, vino aici în față. Ne rugăm. O păcătos. Punct.
punct. Seara asta, de la capăt, cu Iisus Hristos, altfel. O luăm de la capăt. Și pun punct. Și o iau de la capăt, cu Dumnezeu de data asta de mână. Hai la El. Nu la un cult. Nu la o biserică. La Iisus. Poate singură. Singur în fața calculatorului. N-ai venit la biserică. Dar Dumnezeu te-a căutat acolo acasă unde ești. Se atinge de tine. De ce pribeag mai rătăcești? N-auzi chemarea lui Iisus? Te rog, Tată, pentru cei care mai sunt în păcat, pentru cei care mai stau la răspântii, pentru nehotărâți, pentru singuri, încă te mai poți boteza în septembrie. Încă mai poți o iei de la capăt. Hai la El. Azi Iisus. Vino. În urmă cu 2000 de ani, Hristos a murit pentru tine. Să nu spui mâine. Mâine târziu. Vino, vino. Chemarea îngerilor. Iartă, Doamne. Curățește, Doamne. Dacă este, Doamne, cineva pe genunchi în această seară, te rog, iartă, te rog, Doamne, ridică, te rog, Doamne, dă putere să meargă mai departe, să pună punct vieții lui de păcat și să meargă mai departe cu Tine pe drum. Doamne Dumnezeule, mari-ți sunt planurile și lucrările. Tu ești Dumnezeul care mântuiești oamenii doar în măsura în care oamenii aleg să stea aproape de Tine. Aleg să-și lepede mândria și, Doamne, să se pună cu totul totului la dispoziția Ta. Mulțumesc pentru seara aceasta împreună cu biserica Ta. Mulțumim pentru întreaga zi că ne-ai dat ocazia să Te lăudăm. Acum când toate se clatină, acum când nu mai știm dacă va mai fi o duminică, până duminica viitoare, tare mult putem să nu mai fim. Poate să nu mai fie lumea aceasta, poți să o aprinzi. Dar, Doamne Iisuse Hristoase, până atunci, Te rog, mântuiește cei mai de mântuit aici. Te rog, intră în casele noastre cu puterea Harului Tău, Doamne.
pentru prietenii noștri și colegii noștri, pentru tot ce a fost în această zi, mulțumim, Doamne. Haideți toată biserica, într-o rugăciune scurtă, puternică, să mulțumim Dumnezeu pentru întreaga zi, amin. Și îți mulțumim, Doamne, și pentru toată echipa de slujire care în această zi s-au pus la dispoziția Ta pentru cor, pentru grupul de laudă și închinare, pentru oamenii de ordine, pentru cei ce au fost la serviciu tehnic, Doamne. Îți mulțumim pentru toți aceia care s-au închinat înaintea Ta, aducând o bucurie și altora. Te rog să fii cu noi săptămâna aceasta, dacă va mai fi o săptămână, dacă va mai fi o zi, Doamne. Te rog să ne păzești de rău, te rog să ne ajuți, Doamne, ca să călătorim mereu în toate drumurile noastre cu Tine. Și îți mulțumim, Doamne, că ne-ai învățat atâtea lucruri frumoase astăzi. Numele Tău să fie lăudat și preamărit și binecuvântat în veci. Și tot poporul va zice și împreună să zicem și harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea Tatălui din ceruri și împărtășirea Sfântului Duh să fie și să rămână cu noi toți. Ocupați locurile stânga, dreapta, față, spate, mâna. Îi salutăm pe cei ce au fost cu noi pe internet. Mulțumesc Lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi. Să aveți o săptămână frumoasă. Nu uitați, duminică cina, duminică seara, botez în locul acesta de la ora 18, împreună cu rugul aprins de la Toflea. O seară frumoasă, o săptămână binecuvântată.